O fică de milionar din Australia a trăit 10 ore de groază cu o bombă prinsă de corp. Se pare că incidentul a fost, de fapt, o tentativă de șantaj. Poliția a intervenit după ce a primit un apel chiar de la adolescenta îngrozită. Tânăra de 18 ani a fost victima unui plan diabolic. Atacatorul a ținut-o captivă în propria ei locuință dintr-o suburbie selectă a orașului Sydney. Cu o bombă improvizată la gât și o cerere de răscumpărare lângă ea, adolescenta Madeline s-a aflat timp de 10 ore într-o capcană mortală. Tot ce a putut face a fost să sune disperată la poliție. A urmat un adevărat asediu asupra liniștitului cartier. There was a device in the house in the near vicinity of the young woman. That device is still being examined as we speak. Echipaje ale poliției, ambulanțe, pompieri și pirotehniști au încercuit casa în care se afla fata de milionar, iar pirotehniști și echipe de consiliere au intrat în locuință. Aveau o dublă misiune, să examineze dispozitivul suspect și să o liniștească pe fată. Cu toată discreția oficialilor, ampla desfășurare de forțe arăta că situația este gravă. We are treating the device as live until we know otherwise. Certainly something that we are treating very, very seriously. La sfârșitul operațiunii de aproape 10 ore, bomba a fost îndepărtată. Poliția anunța că adolescenta este nevătămată și în siguranță, dar nu a dat detalii despre ce s-a întâmplat exact. Presa australiană scrie că autoritățile sunt pe urmele răpitorului. Cea mai dură metodă anticorupție